Noua oră de sport este campania prin care Comitetul Olimpic încearcă să-i convingă pe părinți și copii să nu mai neglijeze orele de educație fizică la școală. La Cluj, la Sports Festival, campionii din diverse sporturi și-au dat mâna și au făcut o oră inedită de sport alături de copii. Campioana olimpică la not Camelia Potec și-a adus fetița de doar câteva luni la Cluj, să vadă cele 40 de sporturi din programul Sports Festival, cel mai mare festival sportiv din Europa de Est. Uriașul Alexandru Dedu a fost babysitter, a încercat în glumă să o convingă pe micuța Camelia Ioana să facă handbal. Un eveniment bun pentru promovarea sportului la noi în țară. De 5 ori prezentă la Jocurile Olimpice de iarnă, celebra Eva Tofalvi le-a arătat copiilor cum te antrenezi pentru biatlon chiar și fără zăpadă. La final le-a prezentat un echipament complet și arma ei pentru a-i atrage către biatlon. E un costum de cursă care am fugit în 2014 la Sochi, deci este importantă. Da, istoric, da. Schiurile care arată așa. Nu sunt late, dar sunt foarte ușoare și dacă te obișnuiești cu ele, e fantastic să mergi și antrenamente în pădure, să te plimbi. Părerea mea că e mai bun decât un psiholog, tot timpul zic. Pentru toată lumea, să știți. Plus că faci forță fizică, te simți mai bine. Mi-a schimbat viața sportul, deci la oricine cine vrea să iasă în lume, eu zic că sportul e unde cel mai importante lucruri care poți să... E cea mai importantă. Fiecare sportiv are o armă, arma ei cum ar veni. E reglat după ea. Cartușele se reglează după ea. Este cea mai importantă piesă pentru biatlonist, biatlonistă. Așa că... Și cred că și pentru copii. Observ că copiii le place. E un lucru ce atrage, într-adevăr. Nu e ușoară, dar dacă înveți, e chiar fun. Președintele CSR Mihai Covaliu și fostul fundaș al Naționalei Ionuț Rada s-au luat la întrecere ca în curtea școlii. E clar că dacă mergem în continuare cu ceea ce facem acum, nu vom ajunge acolo unde ne dorim. Da? Și atunci astfel de inițiative, astfel de proiecte pilot au această menire de a testa, de a aduce în atenția copiilor, părinților, ce posibilități sunt la ora de sport. E simplu, nu trebuie să complicate lucrurile, nu dăm lecții la nimeni, nu spunem că așa trebuie făcut. Da? Este o propunere, o altfel de oră de sport care poate avea nenumărate beneficii pentru copii. Aș vrea să salut pe curând această idee, această nouă oră de sport, pentru că după părerea mea, trebuie să ia o altă direcție această oră de sport. Pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie să fie mai interactivă, să fie altfel, să poată să transmită copilului, să-i placă. Și cred eu că împreună cu cadre didactice, iubitorii de sport, să conștientizăm, să accentuăm importanța sportului în viața noastră. Campioana olimpică Loredana Dinu s-a jucat și ea de-a scrima cu cei mici. Bastoanele de cauciuc și eșarfele au înlocuit spada de metal, spre distracția copiilor. E super interesant și mi se pare o idee foarte bună. Am avut emoții și mi-a plăcut.